La camera de gardă a spitalului Victor Babeș din Timișoara au ajuns primele cazuri cu boala obrajilor pălmuiți, o boală extrem de contagioasă care se transmite prin aer, prin contactul direct cu secrețiile respiratorii ale persoanei infectate, picături de salivă sau secreții nazale, ori prin atingerea obiectelor contaminate. Perioada de incubație este între 4 zile și două săptămâni, acesta fiind intervalul de timp între momentul în care o persoană este expusă la virus și debutul Simptomelor. Boala afectează în special copiii și este mai prezentă în timpul lunilor de primăvară și toamnă. I se mai spune și a cincea boală dintre bolile copilăriei, și asta pentru că este una dintre cele mai frecvente erupții virale la cei mici, după rujeolă, scarlatină, rubeolă și oreon. Și chiar dacă este specifică vârstei de grădiniță sau școlare, există din ce în ce mai multe cazuri în care persoane adulte sunt infectate, iar în cazul lor poate determina apariția unor complicații chiar majore. La femeile gravide poate declanșa avortul spontan sau poate afecta fătul, în special în primul trimestru al sarcinii, spune profesor doctor Voichița Lăzurean, medic primar boli infecțioase, șef secție boli infecțioase 2, Spitalul de boli infecțioase Victor Babeș Timișoara. Simptomele bolii obrajilor pălmuiți pot varia și pot include febră, erupții cutanate, congestie nazală, dureri de cap și articulare, îndeoseb la articulațiile mici, oboseală și uneori dureri de gât. Caracteristica acestei afecțiuni este înroșirea obrajilor. E ca și cum pacientul ar fi fost pălmuit. De aici și numele afecțiunii, boala obrajilor pălmuiți, trebuie spus că este o boală extrem de contagioasă. De exemplu, dacă într-o clasă un elev sau la grădiniță un copil se infectează în câteva zile, majoritatea copiilor vor trece prin boală. Din fericire, la copii boala este ușoară și se rezolvă de obicei fără complicații majore. Dar la la adulți poate să apară anemia plastică temporară, o scădere a numărului de celule roșii din sânge, spune profesor dr. Voichița Lăzurian. În majoritatea cazurilor, boala obrajilor pălmuiți trece de la sine și nu necesită tratament specific. În cazurile severe sau în cazul unor complicații asociate, poate fi necesară monitorizarea și tratamentul în spital.